Localitățile Petroșani, Aninoasa, Vulcan și Lupeni ar urma să aibă o singură societate de termoficare. Acestea vor fi grupate la propunerea prefectului de Hunedoara într-o asociație intracomunitară care va prelua toată termoficarea din Valea Jiului. Din punct de vedere juridic, situația actuală este una foarte grea, în sensul că toate aceste societăți au o stare declarată de incapacitate financiară și ca atare au fost declarate proceduri de insolvență și unele sunt cu program, altele sunt cu administrator judiciar. Deci, financiar, sau mai bine zis, economic, toate aceste unități nu mai au sustenabilitate. Ca atare, la solicitarea și inițiativa domnului prefect, care mi se pare corectă, în sensul că este reprezentantul guvernului în județ și are ca obligație asigurarea, starea, modul cum se asigură căldura la populație, să se intereseze și a propus ca toate aceste localități, respectiv Petroșani, Aninoasa, Vulcan și Lupeni, să formeze o asociație intracomunitară, un ADI, da? Care are personalitate juridică și care ar putea să preia toată termoficarea Văiejiului, urmând ca ea serviciul de prestare a distribuției să fie dat în folosință nouă. Adică să luăm și partea de distribuție. Nu este un lucru ușor, presupune foarte multe formalități juridice, hotărâri de Consiliu Local, înregistrări la Camera de Comerț. Deci, dar el are ca viabilitate două elemente. Unul, o anumită restructurare pe situația actuală și care să reflecte realitatea. Și cel mai important, aici este esențial, această asociație poate să atragă fonduri pentru modernizarea rețelelor de distribuție, transport-distribuție și respectiv a rețelelor interioare din blocuri și a contorizării, astfel încât serviciul să fie unul de calitate și populația să fie mulțumită de raport calitate-preț, prețul să fie obligatoriu mai mic decât prețul surselor alternative, respectiv gaz, care există, cine mai are centrale pe gaz și va fi în mod cert. Și poate cel mai important lucru, creându-se complexul energetic Hunedoara și acest complex având ca obiectiv eficientizarea extragerii cărbunelui local din Valea Jiului, arderea acestuia în cele două centrale în mod eficient, vânzarea energiei electrice și respectiv asigurarea unor condiții sociale corespunzătoare. Este aberant să stăm pe cărbune și să ne încălzim cu gaz, atâta timp cât avem disponibilitate de energie termică. E un proces de durată, sper să se și materializeze și mai ales să subscrie toată lumea la această necesitate. Unica firmă de termoficare din Valea Jiului ar urma să devină operațională chiar din această iarnă.